Bună, fetelor! Mai am 5 zile, am re-5 zile și mi-a de făcut filmulețe pentru YouTube, dar e ok, mă bucur că am timpul ăsta la dispoziție și oricum trebuie să-mi ocup timpul cu ceva. Chiar mă bucur că am acest hobby, sinceră să fiu, pentru că îmi ocupă foarte mult timp și nu mai am timp să mă gândesc că mă doare burtica, că mă ține, că e totul greu și așa mai departe. Noroc că am acest hobby. Astăzi vreau să facem împreună acest video cu favoritele lunii iunie. Sinceră să fiu, nu credeam că o să mai apuc să filmez acest filmuleț, dar mă bucur că totuși apuc să-l filmez pentru voi. Pentru că chiar vreau să continui cu această serie de favorite ale lunii. Am făcut în luna mai primul filmuleț, acum este al doilea. În iulie, cu siguranță, zic eu, o să reușesc la sfârșitul lunii. Bebe va avea cam 3 săptămâni. Sper eu să reușesc să filmez. Ok, o să vă arăt astăzi câteva produse de îngrijire a părului și a tenului, iar apoi o să continui cu cele de make-up. O să încep cu produsul care m-a dat pe spate în ultimul timp. Rar se întâmplă să găsesc așa produse care chiar mă dau pe spate. Da, care chiar își merită toți banii și merită lăudate. Produsul ăsta chiar merită lăudat. Este uleiul pentru păr de la Moroccan Oil, uleiul de argan. Este un produs extraordinar. De la prima aplicare, într-adevăr, se simte diferența pe păr. Are o pompiță de aplicare, se folosește foarte puțin, o pun 2-3 picături în palmă și aceste 2-3 picături îmi ajung pentru tot părul. Îl aplic, se poate aplica atât pe părul ud, cât și pe părul uscat. Eu îl aplic pe părul umed după spălare. Se poate aplica și zi de zi, deși eu nu mă îndur. Nu mă îndur să-l aplic chiar zi de zi, dar după fiecare spălare îl aplic. Are un miros extraordinar, lasă părul foarte moale și nu îngrașă părul. Chiar eu îl folosesc numai pe vârfuri, dar se poate folosi, cred că, și pe rădăcini, pentru că nu îngrașă. După ce aplic tot uleiul pe păr, vreau să zic că pe mâini nu rămâne uleios, rămâne foarte, foarte puțin uleios. Deci, un produs extraordinar. Dacă aveți nevoie de un ulei foarte bun de păr, pe ăsta chiar vi-l recomand. Cred că se potrivește tuturor tipurilor de păr, sincer. Foarte bun, foarte, foarte bun. Asta era numărul 1. Chiar își merită locul 1 în favoritele lunii iunie. Următorul produs este acest gel pentru curățarea tenului. Eu îl folosesc de 2 ori pe zi. Este un gel de spălare. Este un gel invizibil. Se pune doar o picătură în palmă, un pic de apă și se freacă palmele și se transformă într-o spumă. Aceea se aplică pe toată fața. Este foarte bun. De la Dermalogica. Este o companie americană. Ei produc, încearcă să producă cu ingrediente naturale, bineînțeles și chimie pe lângă, dar cât de mult pot, au ingrediente naturale și sunt speciale pentru tipurile cu probleme, ca al meu, de exemplu, piele sensibilă aici, zona T mixtă, grasă. Sunt speciale, există pentru tipurile cu acnee și așa mai departe, dar produsele sunt foarte bune, foarte, foarte bune. Acest gel, chiar dacă, de exemplu, dacă îmi intră în ochi, nu mă ustură absolut deloc ochii, ceea ce e foarte important, pentru că pe majoritatea produselor deja scrie evitați contactul cu ochii sau dacă intră în ochii, clătiți cu X litri de apă rece. Acesta mi-a intrat în ochi fără nicio problemă, nu ustură, nu deranjează. Este foarte bun produsul. Nu mi-usucă pielea.
Lasă tenul exact cum trebuie. Conține 250 de mililitri. A costat undeva la 25-26 de euro și îl am de luni de zile. Încă mai are o grămadă pentru că se folosește în cantitate foarte mică. Mai am o cremă de mâini de la L'Occitane. O cremă de mâini cu 20% unt de shea. Cred că shea se zice și în românește. Dacă nu, vă rog să mă corectați, că mi se atrage atenția. Foarte bună crema de mâini. Eu nu suport cremele de mâini. Am o problemă. Nu suport să-mi simt palmele așa pline de grăsime, de cremă. Eu mi-aplic, când am mâinile foarte, foarte uscate, îmi aplic crema de mâini și după aceea mă spăl pe palme, pentru că nu suport senzația aia de grăsime pe mâini. Mă enervează la culme. Asta e singura cremă de mâini pe care o suport pe mâini. Chiar și vara. Vara groaznic. Dacă îmi las crema de mâini pe palme, în 5 minute transpir îngrozitor. Îmi transpiră mâinile groaznic. Cu asta nu mi s-a întâmplat așa ceva. Este foarte bună, îngrijește pielea foarte bine, acționează foarte repede și nu-mi rămâne așa gras pe mâini. Foarte bună crema. Chiar puteți merge să o testați la L'Occitane să vedeți cât de bună este. Chiar o bună. Cu ce încep acum? Începem cu această trusă de la Benefit, The Bronze of Champions. Este acea trusă, am mai prezentat-o într-un filmuleț. Am avut un video chiar numai cu ea. Foarte bune produsele. Mie îmi place ideea de set. Îmi plac seturile pentru că conțin multe produse și sunt la prețuri destul de bune. Dacă vreau să testez ceva, nu trebuie să cumpăr produsul respectiv, ci cumpăr un set din ăsta. M-am detestat 6 produse deodată, ceea ce mi se pare extraordinar. Și dacă vreau să o iau cu mine în călătorii sau oriunde, am totul în geantă, în valiză. Nu vă mai arăt, nu vă mai explic în parte ce conține paleta, pentru că știți probabil deja și, după cum am zis, am mai făcut deja un filmuleț cu produsele lor. Dar foarte bună. Pudra Hula este extraordinară. Această pudră bronzantă de aici. Este o pudră mată, bronzantă. Este foarte bună. M-am îndrăgostit de pudra asta. Când o să o termin pe cea din paletă, cu siguranță o să o cumpăr pe cea originală, în cutiuța originală. Ok. Un alt produs de la Benefit, care îmi place foarte mult, această bază pentru machiaj, The Professional. La fel, am mai prezentat-o și în alte filmulețe. Este o bază pentru tenul mixt și acoperirea porilor. Chiar este foarte, foarte bună. Îmi place foarte mult, îmi acoperă foarte bine aici, în zona unde am porii foarte deschiși. Acoperă foarte bine. Lasă așa o senzație catifelată. Și matifiază destul de bine. Conține 22 de mililitri. Chiar e ok. A reușit să mă dea pe spate. Următoarele produse sunt, dacă tot a venit căldura, nu prea mai suport fondurile de ten mai... Nu mai suport orice fond de ten, de fapt. Nu folosesc eu zi de zi, dar și când folosesc, prefer să fie ceva mai ușor. Aceste produse sunt 4. Le-am cumpărat într-un set de la Bare Minerals. Setul conținea aceste 4 fonduri de ten. Este un fond de ten, pudră minerală, de fapt.
Setul a conținut aceste patru pudre, o bază, un mini tub cu o bază pentru machiaj și de asemenea pensule de aplicare. Pe tot setul am dat 50 de euro, ceea ce mi se pare foarte puțin. Pudrele sunt extraordinare. Sunt pudrele minerale. Se aplică pe ten cu acele pensule. Nu sunt pensule speciale, dar au fost în set. Este o pudră... Nu o să vedeți mare lucru. Este o pudră pulbere. Se aplică pe ten. În prima fază nu se vede absolut nimic. Durează cam 10 minute, aproximativ 10 minute, până începe să se vadă pe ten și arată extraordinar. Este o pudră care intră în piele, arată ca un fond de ten după aceea, dar arată ca un fond de ten foarte ușor. Nu încarcă tenul absolut deloc, se intră perfect în piele și arată ca și cum nu aș avea nimic pe ten, sincer, deci chiar nu încarcă absolut deloc. De aceea eu iubesc pudrele astea pentru acum, pentru perioada asta mai caldă. Mai caldă, că de vară nu pot să vorbesc, fiindcă la noi încă nu a venit vara, sunt 15 grade afară și plouă. Am avut două zile a fost vară. Au fost 35-37 de grade și de atunci avem numai așa 15, 16, 17 grade. Deci de vară nu pot să vorbesc, dar e un pic mai cald. Foarte bună, foarte bună această pudră minerală. Extraordinară. Dacă aveți ocazia să o testați pe undeva, chiar merită. Dacă aveți nevoie de ceva, ceva ușor care să nu vă încarce tenul, dar totuși să aibă acoperire. Burețelul. Acest burețel m-a încântat luna aceasta. O să-l mai vedeți într-un alt video, cel cu colecția de fonduri de ten. Este un burețel foarte bun. Nu este vestitul, este o copie a beauty blenderului. Acesta costă 5 euro, celălalt costă 20-25 de euro. Ăsta își face treaba la fel de bine. Aplică foarte bine fondul de ten. Înainte foloseam numai pensule, acum îl folosesc chiar foarte des. Și pentru concealer și pentru fond de ten, un burețel chiar extraordinar. Trebuie spălat foarte des, bineînțeles. Se încarcă foarte repede, absorbe foarte mult, dar aplică foarte, foarte bine. Bine, asta mă gândesc că îl puteți folosi numai pe tenul vostru. Cele care lucrați sau faceți machiaje pe alte persoane, nu știu dacă o să-l puteți folosiți, pentru că trebuie spălat de fiecare dată, după fiecare aplicare, și durează un picuț până se usucă. Dar eu îl folosesc cu drag. O să trec la creioanele de ochi. Luna aceasta, acestea trei, le-am folosit foarte des. Sunt două creioane de la Laura Mercier. Acesta este un negru turcoaz. Cred că se vede și un pic de turcoaz, verde turcoaz, foarte frumoasă culoarea. Următorul, tot de la Laura Mercier, este un bronz, maro bronz. Și ultimul creion este de la MAC. L-am de mai multă vreme, a fost într-o ediție limitată. Este un albastru indigo. Ultimul. Toate trei foarte bune, foarte cremoase, rezistente, rezistă foarte mult. Jos pălăria pentru toate trei. De aceea luna asta chiar le-am folosit pe toate trei. Foarte des, foarte, foarte des. Cele de la Laura Mercier sunt un pic scumpicele, dar
au culori deosebite, culori pe care nu le-am găsit, acest negru turcoaz nu l-am găsit la alte firme, nici acest bronz, este un maro închis, bronz, foarte frumos. Foarte, foarte frumoase, că doar de alea am cumpărat, că sunt frumoase și mi-au plăcut. chestia asta e un rimel. Este un rimel pe care l-am primit de foarte multă vreme de la MAC. Zoom Fest Black Lash se numește. L-am primit, este o mostră. L-am primit odată de la fete când am trecut pe acolo, când am mai cumpărat câte ceva. Dar vreau să vă zic că e extraordinar rimelul ăsta. Nici nu știu dacă îl mai au. Bine, periuța nu se vede mare lucru, că e foarte mic. Foarte bun a fost rimelul ăsta. Foarte, foarte bun. Sper să-l găsesc în magazin. Sincer, să fiu, nu știu dacă, este, dacă a fost o colecție limitată sau îl au tot timpul, habar nu am. Dar chiar vreau să mă duc să mi-l cumpăr pentru că s-a terminat. Și mi-a plăcut foarte mult. Chiar a fost un rimel bun. Deși n-am auzit pe nimeni, până acum cred că n-am auzit pe nimeni să laude rimelul de la MAC, sinceră să fiu, dar chiar a fost ok. Mai am tușurile. Tușurile de la Maybelline, pe care le-am folosit luna aceasta foarte mult. Mai mult decât cele decât pe cele de la MAC. Eu am două, unul, acesta este negru, acesta este un albastru închis, un albastru indigo. Foarte bune, nu sunt foarte scumpe, în niciun caz nu costă cât cele de la MAC. Sunt foarte bune, rezistă, se întind foarte bine, rezistă foarte mult. Extraordinare, chiar ok. Mai am fardurile cremă. Fardurile cremă, am luat-o razna. Cred că de plictiseală încerc să fac așa. Fardurile cremă de la Makeup Forever. Foarte, foarte bune. Eu am aceste patru nuanțe. Așa arată. Eu am aceste patru nuanțe. Acesta alb are numărul 04. Acesta verde, numărul 22, o culoare fenomenală, fenomenală. Eu sunt îndrăgostită de culoarea asta. Numărul 17 este un grena movuliu, foarte frumos. Și numărul 05, un roz perlat auriu. Păcat, păcat că nu se văd culorile atât de bine pe cameră. Este o culoare de vis. Acestea două sunt preferatele mele. Astea îmi vine să le folosesc în fiecare zi. Acest roz perlat și acest verde. Extraordinare produsele. Trebuie foarte repede întinse cu pensula, foarte repede blenduite. Dar sunt foarte rezistente. Sunt rezistente la apă. Rezistă foarte mult. Se pot folosi atât ele singure, chiar sau cu un fard pudră peste. Eu le folosesc în ambele variante, extraordinare în ambele variante. Astea, dacă... Dați-vă, mai arăt încă o dată culorile. Așa. Foarte bune, foarte, foarte bune. Dacă aveți nevoie de un fard cremă sau de bază pentru culori, sunt extraordinare. Mai am un fard de la MAC. Le folosesc așa în combinație. Aplic această de la Makeup Forever, cremă. Și după aceea folosesc Expensive Pink, se numește culoarea. Este un roz auriu de la MAC. Foarte frumoasă culoarea. Acum vara se potrivește de minune la tenul bronzat. Se vede, nu se vede, se vede un picuț. Dar nu foarte mult.
dar e culoare foarte frumoasă. Ultimele farduri, această paletă de la Makeup Atelier, T08. Am folosit-o foarte des luna aceasta, de aceea m-am hotărât să vă arăt în acest filmuleț cu favorite. Toate culorile sunt sidefate, foarte frumoase. Alb, galben, un verde mai, un verde deschis, unul mai închis. Iar acesta este un negru, și are ceva reflexii verzi. Foarte frumoase, foarte bune produsele de la Makeup Atelier. Sunt foarte pigmentate. Încerc să vă arăt. Deci asta e așa doar ce iau pe deget. Fără bază, fără absolut nimic. Sunt extraordinar de bune și extraordinar de pigmentate aceste farduri de la Atelier. Acesta este cel alb. Foarte bune. Eu sunt foarte încântată de paletele astea. Am deja vreo 6, cred că am tot strâns. Sunt foarte bune. Rezistă și foarte bine. Dar aplicate cu o bază bună, rezistă foarte mult. Sincer, eu sunt super încântată de ele. Să mă șterg pe mână. Așa, facem curățenie. Nu de alta, dar o să încep să mă ating pe față și nu vreau să-mi las urme dungi negre pe față. Mai am 3 produse și gata, scăpați de mine. Acest blush mineral de la Elf, sau Baked Blush, de fapt. Îl port și astăzi, dar nu prea se vede că de unde a tat soare, la lumina becului nu prea se vede. Vi l-am mai arătat într-un filmuleț. Este foarte frumoasă culoarea. Nu lasă el foarte multă culoare, lasă mai mult sidef, dar este o culoare deosebită. Este un roz pal cu un pic de auriu în el. Extraordinară culoarea. Acum se vede mai mult sideful decât rozul, dar e foarte ok. Ultimele produse și gata. Glossurile. Acest set de la Estee Lauder pe care l-am cumpărat undeva în aeroport, în trecere. Sunt 5 diferite culori. Ăsta e unul transparent, un maro bronz și astea sunt toate roz. Ăsta e, bate foarte mult spre roșu. Deși nu e chiar roșu, are mai mult roz în el. Acesta este preferatul meu. Acestea 3. Pe acestea 3 le folosesc tot timpul. Sunt super. Sunt super, super, super. Le folosesc peste un ruj. Dacă am un ruj mat și vreau să-i dau un pic de luciu, le aplic peste. Dar eu le port foarte des și fără ruj. Un pic de gloss. Dau și un pic de culoare și un pic de luciu. Extraordinare. Și miros și foarte bine. Miros a fructe, a zmeură, a căpșunea, de toate. Ultimul produs de la Criolan, tot un gloss, high gloss. Ăsta îl port acum pe buze. Și ăsta un gloss deosebit. Este un roz. Are... Nu pot să explic cum arată culoarea. Este un gloss și are reflecții roz, mov, aurii, argintii în toate culorile. Este o chestie metalizată. Este extraordinar. Extraordinar. Oare se vede pe cameră? Aha, acum se vede un pic. Asta chiar are luciu în el. Și în funcție din ce... În funcție de cum bate lumina, se schimbă culorile. Apare un pic roz, un pic mov. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Și gata. Ați scăpat de mine și luna asta. O să vă bombardez în următoarele săptămâni cu filmulețe. Am tot filmat în ultimul timp ca nebuna.
să am rezerve să postez în fiecare săptămână cât o să fiu ocupată. Sper că v-a plăcut acest filmuleț. Dacă da, dacă nu, să nu-mi spuneți. Să-mi spuneți numai dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, nu-mi spuneți. E ok. Glumesc, nu, chiar glumesc. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, că mă urmăriți cu răbdare, cu nerăbdare. Vă pup, aveți grijă de voi și ne revedem cât de curând.